Domnul primar, ne aflăm în comuna Brazii, comuna dumneavoastră natală, și a domnului vice, la urma urmei. Aș dori să vă întreb câteva cuvinte despre ceea ce ar însemna turismul pentru comuna Brazii. În primul rând, aș vrea să mă prezint. Mă numesc Ioan Besa, sunt primarul comunei Brazii. O comună deosebit de frumoasă, dar, ca și mai toate comunele, în regresie demografică. La ora actuală, numărând în jur de 1260 de locuitori. Toate ca toate, dar lipsa locurilor de muncă, care mai odinioară erau la spitalul la Gura Honț, la CFR-ul sau fabrica, cum o știm noi, actuală, la Lauru. În momentul de față sunt foarte puține locuri de muncă, tinerii au migrat foarte mult înspre oraș. De aceea am dorit să promovăm zona, comuna noastră și zona respectiv, din punct de vedere turistic. Consider că doar turismul în acest moment o poate ridica, prin accesări de fonduri a tineretului, pe care dorim să încurajăm. Fonduri europene, nu? Fonduri europene, sigur, nerambursabile. Și totodată mizăm pe alte persoane din afară, care doresc să vină la noi în comună, să cumpere locuri sau să închirieze, să concesioneze. Asta o să vedem. Noi dorim să scoatem, să parcelăm câteva loturi pentru cabane, pensiuni turistice și în felul acesta să ridicăm zona. Sigur, în zonă ar merge foarte bine creșterea animalelor, deci și pensiunile agroturistice merg foarte bine. Agricultura, datorită terenului, nu prea este chiar un punct forte al comunei, dar creșterea animalelor este. Și vedeți dumneavoastră, zona este deosebit de pitorească. Potențial turistic cred că există, cum puține comune au. Pentru fondurile europene există un avantaj. Comuna noastră este într-o zonă defavorizată, care contează foarte mult la punctaj la fondurile europene. Sigur că tinerii noștri mai lucrează în momentul de față pe la exploatările forestiere, dar foarte puțin. Mulți merg la Ineu, la Delphi sau la Nădab. Este foarte greu. Cel puțin, cred că 4 ore din zi își petrec pe drumuri. Împreună cu domnul viceprimar, sigur, care mă ajută foarte mult și, de fapt, noi considerăm că nu există primar sau viceprimar, șef sau subaltern, noi suntem la același nivel, ne completăm unul pe altul întotdeauna, ne înțelegem foarte bine, Consiliul Local este de partea noastră, nu avem animozități sau alte probleme. Și prin intermediul dumneavoastră și al internetului, sperăm să aducem ceea ce este necesar în această comună. Mulțumim frumos!